Bună ziua! Acum atunci elicopter. Astăzi e o zi de vineri superbă. Sunt 18 grade, foarte frumos. Și Natalia a vrut la parc. Toată săptămâna mi-a spus să mergem la parc. Ieri am spus dacă vrea. Și eu zis că nu, dar astăzi am vrut la parc, am avut chef să merg la parc. Și am ieșit cu bunica, cu Angie și cu Natalia la parc. Eu, duminică, din păcate, dar totuși și din fericire, sentimente amestecate. Trebuie să plec duminică la lucru. Și astăzi numai bine mai ies cu Natalia puțin în oraș. M-am gândit să vă filmez puțin. Să vedeți cum ne distrăm noi astăzi. Asta e pentru copii? Asta e pentru copii mici, mama. Ce fain alunecă, mai fain ca ăla mare. Nu a fost pregătită să alunece așa tare. Foarte fain astăzi, o zi frumoasă de toamnă. Uitați ce fain. Frunze. Tot e așa liniștit. Sus. S-a speriat că a alunecat foarte tare, da. Normal, ale la întemari nu alunecă așa tare. Uite aici e mami! Angie! Fac cu mâna la Natalia! Hai aici lângă ea! Te-au pierdut! Totuși nu, cu mine nu vrea! Mami! Poate să fie oricine lângă ea! Dar altă dată stă și numai cu mine! Dar dacă e mami cu noi, atunci, tot cu mami. Foarte frumos astăzi. Vrea să meargă pe toboganul mare, Angie. Nu, hai cu tati! Hai! Hai, vicea mea! Ciucă, tati, guricea ta! Ok. Eu închid. Poate o să mergem la... de aici, la o prăjitură. Și atunci poate mai filmez acolo. Mami, vine și ea. Ok. Ce fain. Unde mergem la topogan? Ok. Mergem așa direct prin frunze, ha? Copiii sunt în vacanță. În cauza asta, așa mulți copii în parc. Hai, ce fain acasă, ha? Stai? Ok, vă lăsăm. O să filmăm mai târziu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Cu pacea Lui.